Clanul Cămătarilor, considerat până nu demult cea mai periculoasă grupare de interlopi din capitală, are un trecut mai puțin cunoscut. Liderul grupării, care la un moment dat număra peste 200 de membri, este Ion Balint, cunoscut de toată lumea ca Nuțu Cămătaru. Gruparea dezvoltase o adevărată industrie a serviciilor contra cost, iar principalii locotenenți ai lui Nuțu erau membrii familiei sale. Înainte să pozeze în bogătaj de top, cu vile luxoase, mașini scumpe, petreceri cu maneliși de top și chiar o adevărată grădină zoologică, Nuțu și Sile Cămătaru au fost infractori de rând. Au fost spărgători de locuințe și condamnați de câteva ori chiar înainte de Revoluția din 1989. Numele de Cămătaru provine din denumirea faptelor. La o audiere în Parlament, în anul 2004, Nuțu spunea că familia lui vine din Bărăgan. Nuțu Cămătaru a fost luptător în Legiunea Străină. Acesta a crescut în cartierul Ferentari, loc unde are mai multe proprietăți imobiliare, printre care și celebra fermă de 6 hectare, în care a crescut păsări exotice și animale pe care le vezi doar la grădina zoologică, și o herghelie impresionantă de cai. Nuțu și Sile Cămătaru și-au început activitatea infracțională cu tâlhării și spargeri de locuințe, însă au devenit celebri abia după ce capii unor rețele de interlopi, oameni cu mare autoritate în lumea interlopă, cum a fost Ion Titișor, celebrul Fane Spăitoru, au fost băgați la închisoare. Abia atunci au reușit să pună stăpânire pe cartierele Ferentari și Rahova. În tinerețe, pe la jumătatea anilor 80, de numele fraților Cămătaru, se leagă mai multe spargeri date în București. La vremea aceea, abia împliniseră 20 de ani, iar clanul pe care aveau să-l patroneze mai târziu încă își făceau ucenicia spărgând apartamente și furând butelii de gaze. Două decrete prezidențiale, primul semnat de Ceaușescu, iar cel de-al doilea de Iliescu, i-au eliberat pe străzile Bucureștiului. În doar 6 luni, de la sfârșitul lui ianuarie 1988, când au fost grațiați de către Ceaușescu, și până în iulie 1988, când au fost din nou arestați de poliție, hoții lui Nuțu Cămătaru au trecut ca un uragan prin București. Au dat 50 de spargeri. Se documentau înainte să dea lovitura, escaladau balcoane, deschideau uși cu levierul și odată ajunși în locuințe, furau tot ce putea fi vândut pe Piața Neagră a capitalei. Cuverturi, covoare, lămpi, ceasuri, pachete de cafea, săpunuri, butelii de gaz, aparate video, casetofoane, căști, blițuri fotografice, lănțișoare de aur, jachete de piele, căciul de blană, etc. Iar mai apoi au început să se specializeze pe infracțiuni de șantaj, servicii contra cost, înșelăciune, taxă de protecție și cămătărie. Nuțu, Sile și locotenenților nu se mulțumeau doar să împrumute diverse persoane cu sume pentru care cereau dobânzi uriașe. Recuperarea datoriilor de la cei care nu mai puteau să le plătească se făcea după un scenariu groaznic. Recuperatorii intrau peste datornici în casă, îi loveau și îi șantajau. Se spune că se foloseau de cei 3 lei pentru a-și constrânge debitorii să-și plătească datoriile. Interesant este că cereau taxe de protecție și de la patronii din zona lor de acțiune. Au fost din nou băgați la pușcărie în iulie 1988 până în ianuarie 1990, când au fost grațiați de către Ion Iliescu. Apoi au urmat condamnările din septembrie 1994, septembrie 2001, mai 2004 și mai 2012. Pe data de 9 iunie 2010, Nuțu Cămătaru a fost eliberat de la penitenciarul Jilava, după 6 ani de detenție. Acesta nu a părăsit închisoarea cu capul plecat, ci din contră, a părăsit penitenciarul pe un cal de rasă, iar această ieșire a fost acompaniată de porumbei. Calul încălecat de către Nuțu costa nici mai mult, nici mai puțin de 125.000 de euro. La penitenciar au fost aduși 2 cai de rasă. Prima încercare de încălecare a animalului a fost eșuată,
deoarece calul s-a speriat și era să-l trântească pe Nuțu Cămătaru, însă la cea de-a doua interlopul a reușit să plece. Ultima dată, frații Sile și Nuțu Cămătaru au fost condamnați în anul 2016, la 5, respectiv 6 ani de închisoare. Însă dacă Nuțu Cămătaru a fost eliberat condiționat, în luna martie 2019, Sile Cămătaru a mai primit o condamnare, la 6 ani de închisoare, pentru serviciile contra cost. Legăturile Cămătarilor cu alte clanuri. Cea mai strânsă legătură pare să fie între clanul Cămătarilor și cel al Cordonenilor. Nu de puține ori, pe rețelele de socializare, au apărut imagini cu Nuțu sau Sile Cămătaru petrecând alături de Costel Cordoneanu, în compania unor maneliști celebri. Cordoneanu ar fi cu mătrul lui Nuțu Cămătaru, el fiind invitat la mai toate petrecerile pe care liderii interlopi din sectorul 5 le organizează. Se pare însă că această grupare a Cămătarilor ar fi avut legături și cu Eugen Preda, liderul grupării luptătorilor din sectorul 6 al capitalei. Conform unor surse judiciare, o parte dintre obiectele periculoase furate de la Ciorogârla ar fi fost vândute și unor membri ai clanului condus de către Nuțu Cămătaru. În urmă cu mai mulți ani, Nuțu Cămătaru era să fie terminat la Casa din Ferentari. O astfel de poveste este cea a tentativei asupra lui Nuțu Cămătaru, unul dintre interlopii cei mai temuți de după 1990. Întâmplarea a avut loc la începutul anului 2002, atunci când Nuțu Cămătaru își sărbătorea ziua de naștere în compania unor prieteni pe domeniul pe care îl deține în cartierul Ferentari. În toiul distracției, Nuțu Cămătaru a fost înștiințat de unul dintre oamenii lui de încredere că vede mișcări suspecte în curte. Nuțu și-a făcut imediat o brigadă și a mers în recunoaștere. Câteva minute mai târziu, Nuțu a prins doi cetățeni moldoveni care încercau să-i planteze mai multe obiecte periculoase sub mașină. În loc să se enerveze și să le arate moldovenilor cine este el, Nuțu a vorbit frumos cu aceștia și le-a promis că nimeni nu se va atinge de ei. Ba chiar le-a promis și câte 5.000 de dolari pentru fiecare, dacă îi spun cine i-a trimis. Așa a aflat că cel care îl voia terminat era un personaj pe numele de Scali, cândva om de încredere al lui, care acum activează într-o grupare rivală. Cămătarul a spus atunci moldovenilor să-l sune pe Scali și să-i spună că au rezolvat treaba și că l-așteaptă la benzinăria din dreapta cimitirului Belu pentru a-și încasa partea. De aici încolo există două variante ale poveștii, cea spusă de către Nuțu Cămătaru procurorilor, conform căreia Scali l-ar fi văzut și ar fi fugit, și cea neoficială susținută de către martori. În această variantă, Nuțu l-ar fi capturat pe Scali și l-ar fi dus la ferma lui din Ferentari și l-ar fi dus într-un beci, în prezența invitaților. Scali ar fi fost lovit crunt. La un moment dat, oamenii lui Nuțu ar fi adus-o de acasă pe soția lui Scali, căruia Nuțu îi pusese gând rău de mai mult timp. Aceasta ar fi fost supusă unor fapte de neimaginat, chiar sub ochii soțului ei. Ulterior, obiectele periculoase au fost abandonate în zona Gării de Nord, acolo unde au fost găsite de un trecător și predate poliției. Scalia a supraviețuit acelui moment și ar fi încercat să se răzbune pe unul dintre oamenii care l-au capturat. Pentru că era conștient că nu se poate atinge de Nuțu Cămătaru, el a încercat să-l termine pe Fluturică, unul dintre oamenii acestuia. Miraculos, Fluturică a scăpat fără nicio zgârietură. La începutul anilor 90, frații Cămătaru erau doar simpli pioni pe harta grupărilor interlope, care se extindeau în tăcere în capitală. Puneau la cale fără de legi mărunte, considerate nimicuri în lumea celor care învârteau banii negri cu lopata. Ion Balint și Vasile Balint și-au ridicat carierele de interlopi pe tâlhării. Șansa a început să le surâdă abia atunci când capii unor grupări, oameni cu mare autoritate în lumea interlopă, au picat în plasa poliției. Dispariția acestora de pe stradă a făcut loc unora ca Nuțu și Sile Cămătaru, care au putut astfel să se impună și să câștige respectul celor de teapa lor.
Așa se face că frații Cămătaru au dat afacerile mici pe infracțiuni grave, reușind să pună stăpânire pe cartiere precum Ferentari și Rahova și să-și atragă nu numai colaboratori de încredere, dar și ajutorul unor personaje foarte importante. Ion Balint, cunoscut Drebnuțul Cămătaru, a fost implicat în trecut în fotbalul românesc, alături de Gigi Becali. Dezvăluirea a fost făcută în urmă cu mai mulți ani de către Florentin Dumitru în cadrul unei emisiuni. Fostul fundaș din Ghencea a recunoscut că el, Aliuță și Rădoi au fost deținuți de către interlopul Nuțu Cămătaru. Gigi Becali lua bani de la temutul interlop, iar cei trei fotbaliști ajungeau să fie cedați lui Nuțu Cămătaru. La vremea respectivă, Florentin se bucura că nu s-a întâlnit niciodată față în față cu Nuțu Cămătaru. Florentin Dumitru a dezvăluit cum a ajuns să fie unul dintre jucătorii deținuți de către Nuțu Cămătaru. La un moment dat, eu, Aliuță și Rădoi eram cumva dați, în alb, eram vânduți. La momentul ăla, când venea cu banii nea Gigi, lua bani de la Nuțu, eram dați acolo, da, aveam foile în alb acolo. Eu eram cu porumbei și trimitea vorbă să merg să-i văd. Eu n-am porumbei de frumusețe, am numai de concurs. Acum e mai greu cu porumbei decât cu fotbalul. Cumva putea să ne vândă, așa eram la momentul ăla. Nu l-am cunoscut față în față pe Nuțu Cămătaru, nici nu-mi doream. Eu mă feresc de lucrurile astea, a spus Florentin Dumitru la vremea respectivă în cadrul unei emisiuni. În anul 2013, fostul patron al sportului studențesc, Vasile Șiman, vorbea despre relația dintre Gigi Becali și interlopul Nuțu Cămătaru. Se pare că actualul patron al vicecampioanei nu avea atât de mulți bani la început, astfel că a apelat la Nuțu Cămătaru. Vrei să fac cum făcea Gigi Becali când era la început? Îl așteptau jucătorii noaptea, la stadion, era Rădoi la echipă. Cam prin 2000-2002, Becali se ducea la Nuțu Cămătaru, lua bani și pe urmă îi aducea la jucători. A dezvăluit Șiman pentru un canal de televiziune. Fratele mai mic al lui Nuțu Cămătaru, Sile, a spus în anul 2008 că Gigi Becali nu este deloc un prieten al familiei sale, ci doar o cunoștință. Eu îl știu pe Gigi Becali de când nu avea atât de mulți bani. Era în anturajul lui Hagi, ne-am întâlnit la jocuri. El nu prea juca. E un loc unde oamenii vin să vadă care mai e atmosfera. Noi am avut bani de când alții nici nu visau să aibă bani. Fratele meu Nuțu are foarte multe animale. Nu animale rele, cum spun oamenii. Are cai, papagali, maimuțe. Mă rog, mai multe, spunea Sile Cămătaru în anul 2008. Gigi Becali a vorbit în anul 2005 despre relația sa cu frații Cămătaru. În prima fază, omul de afaceri a spus că nu are nicio legătură cu cei doi. Nu-i cunosc pe frații Cămătaru. La câteva luni de la declarația respectivă, Becali s-a sucit. Da, îl cunosc pe Nuțu Cămătaru, dar mai bine îl știu pe fratele său, Sile. Nu am luat bani de la ei, am făcut niște acte de vânzare-cumpărare, spunea Becali. Mai apoi Gigi a recunoscut că lua bani cu împrumut de la Nuțu Cămătaru. Da, am împrumutat 30 sau 50 de mii de dolari, maxim 100 de mii de dolari, îi dădeam înapoi peste 2-3 zile. Însă dacă nu știați, Gigi Becali a fost martor la o tentativă asupra lui Nuțu Cămătaru. Pe data de 7 ianuarie 2002, Nuțu Cămătaru a fost la un pas să fie terminat de către Nicu Gheară. Era chiar ziua de naștere a lui Nuțu Cămătaru, iar acesta organizase o partidă de poker în Ferentari. Gigi Becali venise să împrumute niște bani de la Nuțu Cămătaru, însă a devenit martor la o tentativă. Conform informațiilor de la vremea respectivă, totul ar fi fost pus la cale de către Nicu Gheară. Nuțu Cămătaru a explicat în detaliu ce s-a întâmplat în seara respectivă. Mă aflam în casă cu Gigi Becali și cu alți prieteni. Jucam poker. Am văzut la un moment dat pe ecranele legate la camerele de supraveghere doi indivizi care se învârteau în curte, în jurul mașinii.
Am ieșit repede afară împreună cu prietenii mei. Erau doi moldoveni care se pregăteau să pună niște obiecte periculoase sub mașina mea. Probabil s-au gândit că nu sunt atent, pentru că era ziua mea. Doar că eu nu consumasem nimic. Le-am dat câte 5.000 de dolari ca să-mi spună cine i-a trimis. Într-un târziu mi-au spus că i-a trimis Scali, declara Nuțu Cămătaru în anul 2004, în instanță. Marian Alexandru, cunoscut drept Scali, a lucrat până în anul 2002 pentru Nuțu Cămătaru, dar apoi a fost angajat de către Nicu Gheară. După cele întâmplate, Nuțu Cămătaru s-ar fi jucat puțin cu soția lui Scali, chiar de față cu acesta. La câteva zile după incident, soția lui Scali a făcut un gest necugetat, iar presa de la vremea respectivă vorbea despre faptul că femeia a fost terminată. Polițiștii au făcut investigații, dar cazul a fost închis din lipsă de probe. Gigi Becali a fost contactat ulterior de un reporter al Gazetei Sporturilor și întrebat dacă a fost alături de Nuțu Cămătaru în seara respectivă. Becali s-a enervat și a început să-l jignească pe ziarist. Sunt niște minciuni. Eu poker? Niciodată. Nuțu nici nu știu dacă știe poker. Dar ce te interesează pe tine? Du-te și fă ce vrei. Cine ești tu? Scrie ce vrei. Oricum nu mă interesează, a spus Becali la momentul respectiv. Însă Nuțu Cămătaru i-a ajutat pe toți, după cum spunea chiar el. I-am ajutat pe toți și pe parlamentari i-am ajutat, când au avut nevoie la alegeri, de voturi, spunea Nuțu Cămătaru. Dumitru Dragomir e de părere că Nuțu Cămătaru a făcut lucruri bune pentru fotbalul românesc. Eu știu un conducător din România care a luat bani mulți de la Nuțu Cămătaru. Nuțu Cămătaru a ajutat fotbalul, nu l-a pus pe butuși cum au făcut alții. A dat împrumut de sute de mii de euro la un patron. Acel om a ținut echipa cu banii de la Nuțu Cămătaru. Celebrul interlop Nuțu Cămătaru nu numai că a făcut bani din fotbal, dar a fost patron de sportivi în Liga 1. El a ajuns să dețină numai puțin de 3 jucători în urma unor afaceri cu Gigi Becali. Totul a fost ținut în mare secret. În mod curios, de-a lungul timpului, Becali a făcut declarații ciudate cu privire la relația cu Nuțu Cămătaru. În anul 2005 spunea că nu-i cunoaște pe frații Cămătaru. Ca apoi să susțină că totuși se știe cu fratele lui Nuțu, Sile, cu care ar fi făcut anumite tranzacții. În replica acesta, declara public faptul că nu se cunoaște cu Becali. În anul 2009, un martor din dosarul clanului Cămătarilor a relatat că Nuțu Cămătaru avea relații strânse de afaceri cu Gigi Becali, declarația fiind prezentată în motivarea ultimei decizii de condamnare a membrilor grupării. Știu că Nuțu Cămătaru avea o relație strânsă cu Gigi Becali, relațiile lor erau de afaceri. Gigi nu prea a fost văzut în preajma lui Nuțu pentru că era mai discret, iar relația lor era de împrumut al banilor, unul de la celălalt, spunea martorul. Milionarul care a denunțat pe frații Nuțu și Sile Cămătaru, după ce a fost jefuit de membrii grupării interlope, a fost dat în urmărire generală, condamnat fiind pentru neplata unei amenzi. Șol Peleg, un afacerist român de la care a pornit o amplă anchetă și ulterior condamnarea grupării interlope conduse de frații Sile și Nuțu Cămătaru, pe numele lor de familie Balint, are și el necazuri penale. Nu ar fi prima despre cel jefuit de membrii clanului la începutul anilor 2000 și despre care se spunea că ar fi milionar în dolari, el mai fiind cercetat și pentru înșelăciune. Șol Peleg, născut în Piatra Neam, județul Neamț, România, cetățenie română, domiciliat în sectorul 4, București, motivul mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Împotriva lui Șol, judecătoria sectorului 1 București a emis mandat de executare a pedepsei, fiind condamnat la 160 de zile de închisoare. Omul de afaceri a fost dat în urmărire națională pentru că se sustrage de la executarea sentinței, prin care era obligat la plata unei amenzi penale de 4.800 de lei, pentru nerespectarea regimului obiectelor periculoase.
Pentru că nu a achitat amenda în termenul stabilit de completul de judecată, aceasta s-a transformat în zile de închisoare menționate anterior, care trebuie executate în regim penitenciar. Omul de afaceri s-a plâns autorităților că în noaptea de 17-8 septembrie 2003 ar fi fost jefuit și lovit de mai mulți necunoscuți. După jaf, a fost băgat într-o mașină și lăsat într-o pădure de la marginea Bucureștiului. Reclamația acestuia a declanșat o amplă anchetă, câteva luni mai târziu, stabilindu-se că făptașii erau cei din gruparea Cămătaru. La vremea respectivă au fost făcute numeroase arestări. Milionarul susținea că au fost sustrase bunuri în valoare de 25.000 de dolari, un obiect periculos, genți în care se aflau actele unor firme, contracte de mediere și de împrumut. Bunuri personale cu semnificație sentimentală, bijuterii, aparate speciale pentru determinarea calității pietrelor prețioase, 13.800 de dolari, 20 de milioane de lei vechi și un ceas Cartier, prejudiciu fiind de aproximativ 60.000 de dolari americani. Apoi judecătorii au decis conexarea mai multor dosare, pronunțând sentințe în cazul a 30 de inculpați. Un membru important al familiei Cămătaru a murit de curând. Acesta era un crescător în răi de porumbei. Daniel, zis Cascadorul, era un cunoscut cămătar, dar și un columbofil înrăit. El era un apropiat al lui Nuțu Cămătaru, în compania căruia fusese văzut de mai multe ori. Cascadorul a avut probleme cu legea în anul 2009, atunci când a fost căutat de poliție într-un dosar pentru mai multe fapte deosebit de grave, fiindu-i percheziționată locuința din Lerești de către polițiștii de la operațiuni speciale. În anul 2012 a fost reținut de polițiștii români și francezi în baza unui mandat european de arestare emis de Curtea de Apel din Aix-en-Provence, tribunalul de mare instanță din Nice, fiind acuzat că ar fi obligat mai multe tinere să ofere servicii contra cost la Nice. Potrivit informațiilor apărute la acea vreme în ziarele din Franța, șeful grupării de circa 30 de tinere ce activau pe o stradă întreagă din Nisa era Dan Cascadorul. Acesta era un apropiat al lui Nuțu Cămătaru, în compania căruia a fost văzut de mai multe ori la Câmpul Lung, dar și a altor interlopi celebri din țară. Se pare că Dan a avut probleme serioase de sănătate, iar în momentul în care a ajuns la spital avea o saturație a oxigenului de 50%, astfel că nu a mai putut fi salvat. Se pare însă că interlopul nu a murit din cauza problemelor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi.